Suntem într-un cadru specific Palatului Copiilor, este vorba despre secția sau cercul de teatru și ne aflăm în plină perioadă de înscriere. Mulțumim mult că ne-ați primit în casa dumneavoastră și ce se întâmplă în această perioadă? În data de 30 septembrie la ora 16 va fi festivitatea de deschidere. Până atunci îi așteptăm pe copii să se înscrie la cercurile Palatului. Punem la dispoziția lor 27 de cercuri. Ca o noutate aș aminti cercul de chitară, unde deja sunt solicitări și, bineînțeles, și la alte cercuri tehnice. Dacă e să o luăm așa și să le prezentăm un pic telespectatorilor, astfel încât ei să știe unde să-și trimită copiii, cum ați face o prezentare a tuturor cercurilor, în ce categorie le-ați pune pe fiecare? Păi, în primul rând, le-aș pune pe domenii și aici mă refer la domeniul artistic, la tehnico-științific, la sportiv și la cultural. Și dacă am spus că încep cu domeniile, aș începe cu cu domeniul tehnic, unde avem cercurile de karting, de automodele, aeromodele, construcții electronice. Avem arta textilă, care se încadrează în tehnico-științific. Avem cercurile artistice, dans modern, dans popular, dans contemporan, balet, teatru, pictură, atelierul fanteziei sau pictură. Cercurile sportive, unde avem o grupă de schi și judo. Pe lângă ele mai avem și tenisul de masă. Și cred că am uitat canto la artistic. Dar în schimb a spus schi și pentru mine este o noutate. Asta nu mai am uitat. A mai fost? Anul trecut am început cu o grupă de schi. Copiii noștri au participat la două concursuri naționale de schi și pentru niște debutanți am obținut rezultate foarte bune, respectiv locul 3 și un loc 2 pe țară. Pentru Mureș este într-adevăr o noutate. Mergem mai departe cu cercul, eu și o să revin la fiecare în parte când o să prezentăm și rezultatele pe care le-ați obținut. Da, avem cercurile care se înscriu în area de cultură și civilizație, adică cercurile de limbi străine, unde avem franceză, germană, engleză și spaniolă. Avem meteorologia, astronomia, care se încadrează tot la tehnico-științific și cred că le-am spus pe toate. Oricum, telespectatorii pot vedea, nu? Toate aceste detalii, nu știu, pe net sau chiar dacă vin la dumneavoastră. Pe site-ul Palatului, www.palatulcopilormureș.ro. Acolo pot să vadă noutățile și absolut tot ce se întâmplă la Palat. Pe drum încoace, până am ajuns în această încăpere, am văzut într-o vitrină și chiar am remarcat o mulțime de cupe, diplome adunate, mă gândesc, de-a lungul timpului. Ce ne puteți spune despre rezultatele obținute de cei care au frecventat și frecventează în continuare? Fiecare cerc are grupe de performanță, pe lângă celelalte grupe de nivel începător sau nivel mediu. Noi încercăm să participăm la toate concursurile de profil, deci în profilul cercurilor respective, și ne mândrim cu campioni europeni, cu campioni naționali, cu tot felul de trofee și premii adunate de-a lungul anilor de copiii noștri. Despre program, probabil ar fi important pentru cei care încă nu au făcut cunoștință cu ceea ce înseamnă Palatul Copiilor și mă refer evident la părinți, ca să știe dacă nu se cumva întretaie cu școala sau care este programul unui copil, elev care vine la Palatul Copiilor. Noi am făcut o obișnuință din faptul că orarul l-am gândit în așa fel încât copiii care încheie activitatea școlară la ora 16 să poată veni la Palat. Prin urmare, cercurile noastre funcționează mai mult după amiaza. Avem și dimineața acolo unde sunt solicitări pentru copiii care învață la școală în program de după amiază, dar după ora 2 până la ora, deci 14-20 avem program pentru copii.
Cum funcționează din punct de vedere al organizării, și vorbesc aici ca profesori, ca și ore, este asemănător cu ceea ce se întâmplă la o școală de stat? Sau este chiar identic? Nu este identic. Noi suntem o unitate de învățământ non-formal. Avem profesori specialiști. Fiecare profesor este specialist în domeniul în care predă, dar pe lângă faptul că este specialist, este pasionat. Are un hobby. Acel hobby este, de fapt, speculat în Palatul Copiilor și încearcă fiecare profesor să creeze un obiect de studiu interesant pentru copil. Practic, nu se dublează ceea ce se învață la școală cu ceea ce fac colegii mei la catedră aici. Sunt lucruri care țin foarte mult de aptitudini și de abilitățile celor care se înscriu la cercuri. Dumneavoastră vă bazați strict pe ceea ce doresc părinții, adică vreau ca și copilul meu să facă, uite, că mi-a rămas în minte, schi sau să meargă la meteo sau, nu știu, o altă categorie, sau le faceți și recomandări în funcție de ce vedeți că, nu știu, e trendul sau la ce se pricep mai mult copii? Există două categorii de părinți care vin și întreabă oare la ce cerc să înscriu copilul și atunci noi îl ajutăm să decidă, îl întrebăm cu ce se joacă mai mult acasă, ce îi place să facă, care este area de interes. Acolo încercăm să le dăm sfaturi. De obicei le spunem că un copil se poate înscrie la un cerc la începutul anului școlar și să descopere pe parcursul anului școlar un alt cerc. Ar putea să treacă? Da, se plimbă prin parat, vede că se întâmplă ceva interesant la un alt cerc și poate să opteze ulterior și pentru un alt cerc. Și există categoria de copii și părinți care știu exact la ce vor să se înscrie. Pentru înscriere, este suficientă prezența cui? Copilului, părintelui, a ambilor, ce acte trebuie? În general, prezența părintelui, pentru că trebuie să completeze o cerere pe care și-o asumă prin semnătură. Cererea poate fi completată și online și trimisă pe adresa Palatului Copiilor prin poștă electronică sau poate veni la sediu și să completeze pe loc. Certificatul de naștere normal, pentru că avem nevoie de date de acolo. Nu știu dacă e bine să vă întreb și poate nici nu e bine să răspundeți la asta, că dacă ați avea niște recomandări pentru anumite cercuri pentru cei care vin sau păstrați aceste recomandări în momentul când ajung la dumneavoastră. Nu încercăm noi să influențăm foarte mult. Prima dată contează ce dorește copilul, ce își alege. Pe urmă, dacă vedem că are un interes spre un alt domeniu, atunci putem să stăm de vorbă cu el și să indicăm ceea ce e mai bine. Eu mă gândesc, de exemplu, în cazul meu, că și acum 1000 de ani am frecventat și eu cercurile și între timp, chiar dacă viața m-a dus pe anumite drumuri, să spun așa, tot m-am întors la dragostea mea de început și îmi și câștig pâinea făcând acele lucruri. Aveți exemple în acest sens când un hobby al copilului, indiferent că a făcut școala, nu știu care, sau a mers la nu știu ce facultate, a devenit parte din viața lui ca și meserie? Da, aș putea să vă dau exemple chiar de profesori care lucrează acum în Palatul Copiilor. Colegul meu de la karting, a fost campion național la karting, lucrează tot la cercul de karting. Colega de la Canto, care acum este în concediu pentru creșterea copilului, a crescut în Palatul Copiilor Vaslui. Denisa Badea de la balet a crescut în Palatul Copiilor Ploiești. Prin urmare, și-au clădit o carieră exact pe ceea ce au făcut în Palatul Copiilor. Și cred că exemplele pot continua. Da, exemplele pot continua. Sunt mulți copii care ajung la vârsta la care trebuie să decidă ce facultate să urmeze de la noi, de la Palat, și se înscriu tot în area respectivă de domeniu sau în domeniu respectiv. Am avut anul trecut un coleg la automodele, student la Petru Maior, într-adevăr, el era necalificat pentru că nu absolvise facultatea, dar care ani de zile a fost elevul cercului de automodele.
Credeți că ar trebui să se pună accent pe, și aici mă refer în cazul părinților, profesorilor sau chiar a elevilor, pe rezultatele obținute sau pe, nu știu, finisarea caracterului sau a hobby-ului respectiv în ceea ce înseamnă sistemul de educație? Este puțin discutabil. Toată lumea cere rezultate. La nivel de statistică se cer rezultate. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, este foarte bine să ai rezultate într-un anumit domeniu, dar este mult mai bine să îți descoperi abilitățile, să ai, nu știu, să cunoști mai mult domeniul respectiv în așa fel încât să te poți orienta în viață. Pentru că, de fapt, prin educația non-formală poți să găsești calea pentru viitorul tău. O cale care nu este atât de rigidă, ca să spun așa, ca în învățământul de masă, unde știi clar că trebuie să înveți anumite materii pentru a face o anumită facultate. Aici, calitățile pe care ți le dezvolți și competențele pot fi folosite ulterior în găsirea unei noi meserii. Am vrut să vă întreb așa un cuvânt de final, dacă ar fi în câteva propoziții să caracterizați Palatul Copiilor, care ar fi? Cred că ați cam făcut acest lucru în răspunsul dumneavoastră, dar revin totuși cu întrebarea, dacă ar fi așa ca o concluzie, cum ați caracteriza Palatul Copiilor de când, iată, sunteți directoare și obțineți foarte multe rezultate bune, care ar fi acestea, ca și un îndemn și pentru copiii care stau în fața televizorului sau în fața calculatorului în timpul liber, poate ar fi mai bine să vină și să vadă cum e să stai lângă alți copii, cum e să înveți lucruri diferite în fiecare zi care ulterior o să-ți folosească. Este foarte greu să vă răspund. Îmi amintesc acum ce s-a întâmplat ieri, o fetiță care nu a mai fost înscrisă la Palatul Copiilor și a intrat în palat. Și am întrebat-o la ce cerc vrei să te înscrii și a spus, nu știu sigur, dar mi-ar plăcea și teatru, mi-ar plăcea și dans, mi-ar plăcea și canto. Și zic, uite, hai să te ajut dacă vrei. Și mi-a întins mâna și mi-a zis, mă cheamă Alexandra. Practic a fost așa un moment, un copil de, știu eu, clasa 5-a, nu? Să-ți întindă mâna, să întindă mâna unui adult, este ceva frumos. Și în Palatul Copiilor cad barierele. Efectiv, asta este cuvântul, cad barierele dintre profesorul adult și copil. Aici se deschid, este bucurie, este o energie pozitivă pe care, sincer, nu aș schimba-o. Foarte frumos spus și emoționant în același timp și cred că și pentru dumneavoastră a fost emoționant. Așadar, până în 30 septembrie mai pot... Până în 30, da, se pot înscrie până în 30 septembrie. Îi așteptăm cu drag la toate cercurile să-și descopere abilitățile, talentele. Mulțumesc mult pentru plăcerea acestui dialog. Succes în noul an școlar și ținem legătura în sensul în care o să prezentăm ca de fiecare dată tot ceea ce faceți dumneavoastră alături de profesori și copii aici. Mulțumesc mult! Da, vă mulțumesc și eu că sunteți alături de noi.